Bună dimineața! Știați că există alimente care contribuie la creșterea imunității? Noi vă facem o listă imediat și vă mai spunem și ce să mâncați în această perioadă ca să nu răciți. Expertul în boli metabolice și nutriție, Simona Carniciu, este alături de mine. Bună dimineața, doamna doctor! Bună și ne dimineața. Va spune dacă există un secret astfel încât să nu ne îmbolnăvim nici de gripă, nici de răceală. Da, există un secret și anume să avem o imunitate pusă la punct. Avem două variante. Una, ne facem așa un salt și o sporim cu vaccin sau și atunci vom avea țintit pe exact ce ne-am vaccinat sau partea cealaltă să avem o imunitate foarte bună. Pentru că de obicei avem o imunitate scăzută. Din cauza stilului de viață, din cauza stresului, nu e ca și cum noi acum ne sporim imunitatea, ci pur și simplu ne aducem la funcționarea ei corectă. Și putem să îngrășăm așa porcul în ajun, cum s-ar spune deodată? Încercăm, dacă ce ține facem? Bine, dacă nu, asta e. Este foarte important, în primul rând, să avem un microbiom intestinal foarte sănătos și echilibrat. Deci de acolo pornim. Doi, ne trebuie legume și fructe care ne ajută să avem o imunitate și nu trebuie să uităm de partea de condimente care sunt la fel de interesante din punct de vedere al antiinflamatorilor, al substanțelor antioxidante care ne ajută și mai sunt unele antivirale, mai sunt antibacteriene, antifungice, sunt 8000 de plante, legume, fructe, etc., care au în compoziția lor probabil de 20-30 de ori mai multe substanțe care acționează într-un sens benefic pentru noi, care se numesc fitonutrienți. Există și niște antibiotice naturale, dacă pot să le spun așa. Eu, de exemplu, m-am îmbrăcat astăzi ca o sfeclă. Știu că și sfecla intră în calcul și ghimbirul. Ghimbirul, avem, să nu uităm, turmericul, care este foarte interesant. Uite că te-au zis mai devreme cu limonada, cu miere. Da. Putem spune și un pic de ghimbir și un pic de turmeric și atunci avem așa o bombă de... Preferatul meu este coriandru, da, frunze. Este greu de găsit, nu tot timpul avem la îndemână, dar putem să-l creștem la ghiveci și, sau să-l înghețăm atunci când îl avem disponibil. Împreună ar fi, cred că, cea mai interesantă combinație de a ne menține sănătatea, pentru că atunci când o bacterie sau un virus intră în organism, trebuie să se oprească de o primă barieră a imunității, după care intervine cealaltă bariera a imunității și încep să te vindece sau să scape de intruși. Dar dacă prima barieră este bună, atunci nu o să ne mai îmbolnăvim. Adică o să zburăm așa printre virus și asta și n-o să avem nimic. Dacă totuși ne-am îmbolnăvit sau, nu știu, am luat o răceală, o viroză, ce ar trebui să mâncăm? Ajută alimentația astfel încât să ne recuperăm mai repede? Remediile acestea din bunici pe care le foloseam, de exemplu, supa de pui, clasica supă de pui. Da, pentru că avem nevoie de proteine. Sistemul imun funcționează cu proteină, iar clasica supă de pui așa goală aduce un plus. Bineînțeles, ce vă spuneam mai devreme, cu limonada, cu miere, cu ghimbir. Ceaiurile calde. Ceaiurile calde. Să nu uităm de mere, să nu uităm de ceapă roșie. Putem să facem o supă de ceapă roșie, care este extrem de bogată în quercetină, ca și merele, în așa fel încât să ne ajute să trecem mai ușor peste boală. Știți că și în perioada COVID-ului a fost o nebunie așa cu quercetina, toată lumea căuta peste tot. Ea se găsește și este atât de disponibilă și în cantități foarte mari în alimente uzuale, cum vă spun, spuneam, mărul cel de toate zilele, avem broccoli, avem fistic, ceapa roșie, care e cea mai bogată. Cum se și spunea, un măr pe zi ține doctorul departe. Nu se spune degeaba. Citricele, de asemenea, nu? Portocale, să mâncăm cât putem de mult? Cam toate fructele au în compoziția lor fitonutrienți care ne ajută și enzime. Este foarte important să avem și aceste enzime care ne ajută nu doar la digestie, ci și la multe alte procese, care evident sunt o parte a imunității.
imunitatea trebuie să o vedeți ca pe o chestie extrem de complexă, care are foarte multe laturi și pe fiecare latură se pot întâmpla să apară deficiențe și atunci de aceea este important să avem un stil de viață sănătos, un microbiom intestinal, să mâncăm legume, să mâncăm fructe, să avem grijă să consumăm condimente, nu doar ca să ne facem mâncarea mai plăcută, ci pentru că ele sunt de multe ori mult mai potente ca și efecte ale fitonutrienților decât legumele. Și să dormim, nu? Foarte important, ai punctat extrem de bine. Pentru că eu dorm mult. Fără un somn odihnitor, fără reducerea stresului, nu o să facem nimic, niciun fel apropo de sănătate, pentru că sănătatea înseamnă o minte echilibrată, cu stres pe care, hai să nu fim absurzi să spunem, domne, nu mai gestionăm, adică important este să gestionăm. Nu putem să eliminăm stresul total din viața noastră, asta e clar. Avem stres în fiecare zi și factori care ne vor bombarda tot timpul, dar important este să învățăm noi să-l gestionăm. Cât despre usturoi? Pentru că nu toată lumea îl tolerează. Știu că și el este un antibiotic natural extrem de bun și foarte căutat, mai ales în această perioadă. Da, și trebuie să vă spun un truc despre usturoi, care poate, îl știați, poate nu. Usturoiul trebuie presat și lăsat 2-3 minute la aer ca să se formeze alicina, care este antibioticul natural. Fără această expunere la aer, adică în prezența oxigenului, nu se întâmplă nimic. Luați usturoiul doar ca să mirosiți mai bine. Vorbeam și cu colegii mei înainte de publicitate apropo de remediile astea naturiste și despre cartofii pe care îi puneam la gât atunci când eram mici și bunicii noștri încercau așa să ne facă bine cât mai rapid. Ana, tu aveai așa niște curiozități. Păi aveam multe, dar acum ascultându-vă discuția, uite, nu știam, mulțumim pentru sfatul cu usturoiul. Deci trebuie să zdrobim un pic usturoiul, așadar mușdei, ne place, da. Sau aproape mușdei și să lăsăm un pic la aer ca să se activeze substanța care ne protejează. Asta e foarte interesant. În rest, cred că le mâncăm pe toate, tot ce ați enumerat voi, e rubrica noastră preferată, mai ales că ați vorbit despre mâncare. Eliminăm și prăjelile în perioada asta, pentru că ar trebui să enumerăm și câteva alimente pe care să nu le consumăm, mai ales dacă ne-am îmbolnăvit deja, nu? Prăjeli ca prăjeli, dar aveți grijă să nu consumați zahăr și tot ce înseamnă produse zaharoase, pentru că este un deliciu pentru bacterii și pentru viruși să se înmulțească. De aceea, țineți-vă, știu că de obicei când ești răcită mama, atunci se face vine poftă să de dulce. O ciocolată, o prăjitură și te gândești că te pui pe picioare mai repede. Nu, vine să mănânci pentru că virusul, intrusul, vrea ciocolată. Tu poate că nu vrei. Feriți-vă de acestea și în rest, evident, de alimente care le știm că nu sunt foarte sănătoase și foarte important în perioada în care suntem răciți și poate acum când facem prevenție, fără aditive alimentari. Deci pentru să că o să perturbăm curat microbiomul intestinal și atunci nu o să avem o imunitate bună oricum. Mulțumim foarte mult, doamna cu doctor, mult pentru drag aceste sfaturi extrem de importante, mai ales în această perioadă. Așa că pe lângă cele mai potrivite combinații de alimente cu efect asupra creșterii imunității, vreau să vă aduc în atenție un amănunt pe care mulți poate îl ignoră. Felul în care trăim și gândim ne influențează starea de sănătate. Așa că o vorbă bună, plină de iubire și compasiune, întărește fără niciun dubiu sistemul imunitar. Așa că până data viitoare, sănătate multă!